Totodată însă, în spiritul democratic, o alegere fără o campanie electorală nu poate să aibă loc. Și o campanie electorală, vreau să fiu foarte clar, nu se poate desfășura fără a avea alcătuit un buget de cheltuieli. Da? Sigur, legea definește care sunt cheltuielile posibile care pot să fie făcute. Nu sunt lucruri de care trebuie să ne fie jenă. Eu cred că e bine că acoperirea acestor cheltuieli este făcută de autoritatea electorală de la bugetul statului, că aceste cheltuieli sunt limitate pentru a diminua posibilitățile de utilizare a banilor negri și prin urmare de a alimenta în continuare fenomenul corupției. Acest lucru este foarte binevenit.